Alertă în Maramureș, un incendiu de vegetație uscată pornit pe o pășune a scăpat de sub control și s-a extins la anexele unor case din apropiere. 300 de pompieri s-au luptat cu flăcările violente care au mistuit peste 500 de metri pătrați, iar zeci de persoane au fost evacuate în mod preventiv din zonele afectate. Nu există până la acest moment nicio victimă. Incendiu care a afectat o zonă largă pe raza localităților Colțău, Arieșu și Arieșu de Pădure și Lăpușeni din județul Maramureș, a afectat și unele case, două case cu anexe și o casă nelocuită, și a pus în pericol și alte structuri, inclusiv o pensiune, motiv pentru care au fost evacuate 90 de persoane pe rată de 500 de metri. Din trei focare, două sunt localizate, nu sunt lichidate, dar sunt localizate, ce înseamnă că riscul de răspândire este foarte scăzut. Sute de pompieri au fost chemați să intervină în lupta cu flăcările violente care au amenințat localitățile maramureșene Lăpușel, Colteu și Arieșu de Pădure. În județ intervin aproape de 300 de pompieri din Maramureș și din județele limitrofe. S-au trimis forțe suplimentare din județele Cluj, Bistrița, Sălaj, Bihor și Satul Mare. Mai avem câteva focare izolate, suntem vigilenți, suntem cu toate forțele în teren. Zeci de persoane au fost evacuate ca măsură de siguranță. Din primele informații, până la acest moment, au fost înregistrate doar pagube materiale. Pericolul este atât de mare încât flăcările au ajuns la un rezervor de motorină și au cuprins trei gospodării. După eliminarea pericolului, aceste persoane se pot reîntoarce în locuințe, pentru că au fost evacuate doar preventiv. Ne-am asigurat ca incendiu să nu ajungă la casele lor. Au fost șase anexe gospodărești care au ars. Prin fericire n-au fost victime umane. Toată lumea este în afara oricărui pericol. Nu se știe exact de la ce a pornit incendiul, însă autoritățile au început o anchetă. Două focare au fost lichidate, iar pompierii și voluntarii încearcă să-l stingă și pe al treilea. Foarte greu să spunem din ce cauză, pentru că pot fi și cauze umane și cauze prin negligență și intenționat sau de la căldură. Doar o sticlă, un punct de sticlă poate să acționeze ca o lupă și să pornească un incendiu. Este foarte greu de spus care este cauza. Nu pot să spun că este factor uman, este negligență. Va avea loc o anchetă ulterior și probabil că vom avea toate detaliile în următoarele zile.